Cartea profetului Ieremia, capitolul 23, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Să ascultăm cu mare luare aminte cuvântul lui Dumnezeu. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunei mele, zice Domnul. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Și eu însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit. Le voi aduce înapoi în pășunea lor, și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Nu le va mai fi teamă, nici groază, și nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o draslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da: Domnul, neprihănirea noastră. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice: viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem, și vor locui în țara lor. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Părintele nostru ceresc, te lăudăm pe tine, Doamne, pentru că ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Mulțumim pentru ceea ce ai lucrat în inimile noastre până acum prin harul tău. Mulțumim pentru ceea ce ai lucrat până acum în istorie, potrivit înțelepciunii tale. Și te rugăm, Doamne, să continui să lucrezi și astăzi. Știm că Tu ești Domn și Împărat. Te rugăm să ne vorbești, Doamne. Mă rog să deschizi inimile noastre, să dai la o parte, Doamne, orice fel de zăvoare, orice fel de lacăte, orice fel de încuietori ascunse, orice fel de cătușe ale robiei, Doamne, orice fel de lucru care ar putea împiedica cuvântul Tău, Doamne, dă-le și sfarmele, dă-le la o parte, Doamne, și lasă ca Evanghelia să fie predicată cu putere în locul acesta, numele Domnului să fie înălțat și cuvântul Tău să străpungă inimile noastre. Ne rugăm să ne încurajezi, Doamne, prin mesajul acesta, să ne vorbești, să ne călăuzești. Ne rugăm să mântuiești prin mesajul acesta, Doamne. Mă rog pentru toți cei prezenți să ne atingi inimile și lasă ca numele drag al Domnului Iisus să fie înălțat acum și în veci de veci. Amin. Vă rog să luați loc. Pentru mine, în mod special, este o mare bucurie astăzi și această bucurie este, desigur, ocazionată de faptul că vă revăd. De fiecare dată când vă revăd, mă umple inima de bucurie, pentru că sunteți frații mei și surorile mele în Domnul. Suntem o familie de răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos. Dar este pentru mine o mare bucurie, pentru că începând de astăzi intrăm în ceea ce se numește perioada Adventului, adică 4 duminici pe care le sărbătorim înainte de a celebra întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această perioadă a Adventului corespunde cu anotimpul meu preferat din an, și anume iarna. Știu că nu prea mulți preferă iarna, dar mie îmi place foarte mult, pentru că este o perioadă cu multă bucurie, cu multe zâmbete, cu sărbătoare, cu amintirea faptului că am primit cel mai mare dar din univers, pe Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră să ne mântuiască, și pe lângă asta mai primești și câte un cadou de la nevastă. Și atunci, punându-le pe toate astea împreună, îmi dau seama că am foarte multe motive să mă bucur. Dar, așa cum spuneam, este o perioadă deosebită când începem Adventul
Și mesajele care vor urma începând de astăzi și următoarele patru duminici, înainte de a celebra nașterea lui Mesia, sunt mesaje pregătitoare, mesaje care sper să aprindă din ce în ce mai mult pasiune în noi și bucurie și să așteptăm cu mare, mare nerăbdare să celebrăm încă o dată venirea sau adventul Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. De aceea vă invit ca împreună cu mine să vă primeniți sufletește și să ne pregătim inimile tot mai mult pentru acest praznic extraordinar al întrupării Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea ca fiecare mesaj să fie un crescendo, fiecare mesaj să ne apropie tot mai mult și să ne facă să înțelegem mai bine pe cine așteptăm. Pe cine l-am așteptat să se întrupeze, să se nască la Betleem și pe cine l-așteptăm noi de fapt să revină pe norii cerului, să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus Hristos. Asta ne propunem în perioada de Advent. Și primul mesaj la care ne vom uita astăzi, inspirat din textul acesta, din cartea profetului Ieremia, capitolul 23, se numește Domnul, neprihănirea noastră. Și profetul lui Dumnezeu, Ieremia, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, le scrie contemporanilor săi, dar totodată și nouă, despre faptul că cel ce avea să se nască în Betleem, această odraslă din seminția lui David, și cel ce va reveni a doua oară pe norii cerului, este Domnul, neprihănirea noastră. Și despre el găsim în text câteva elemente esențiale care sunt sintetizate în versetul 5 al acestui pasaj și aș vrea să ne uităm la aceste aspecte din versetul 5 care ne-l prezintă pe Domnul, neprihănirea noastră. Și să vedeți ce frumos ne va descoperi mai mult persoana Domnului Iisus Hristos. Abia aștept să plecăm acasă mai bucuroși decât am venit, cunoscându-L mai bine pe Domnul nostru și apropiindu-ne inimile mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos. Primul lucru care ni se spune în text despre Domnul, neprihănirea noastră, este faptul că El, Domnul, neprihănirea noastră, împărățește. Uitați-vă, vă rog, la versetul 5, unde spune: iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită, și uitați ce spune: El va împărăți. Acesta este primul lucru. Domnul împărățește și e bine să știm că împărățește. Sigur, ați observat contextul poate și v-ați mirat când ați auzit că Domnul are un mesaj împotriva păstorilor. Și nu știu dacă s-a gândit cineva, în sfârșit îi vorbește Domnul și fratelui Costel, dar Domnul vorbește și mie, slăvit să fie Domnul, nu e o problemă în privința aceasta, dar spre dezamăgirea poate a unora dintre voi, sau sper eu a niciunui, că am glumit doar, nu despre păstori e vorba aici, ci ideea aceasta a păstorilor despre care se menționează se referă la cârmuitorii lui Israel, la împărații lui Israel. În Orientul apropiat, în vremea Vechiului Testament, prin păstori, păstorul era o metaforă pentru cârmuitorii lui Israel. Și dacă veți studia în context, în mod special vă invit, dacă vreți să vă uitați la capitolul 22, o să vedeți că cu un capitol mai devreme această metaforă este explicată și extinsă și ne arată că este vorba despre împărații lui Israel care trebuiau să păstorească. Ei, împărații, trebuiau să aibă grijă de poporul lui Dumnezeu. Dar în loc să aibă grijă de poporul lui Dumnezeu, așa cum vedem chiar în versetul 1, Domnul are un avertisment foarte puternic asupra acestor împărați numiți păstori și spune: vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele. Împărații lui Israel au eșuat. Și poporul lui Dumnezeu a avut de suferit din cauza aceasta. Dacă vă întrebați cum au eșuat, vă puteți uita, de exemplu, în capitolul 22, spune cuvântul lui Dumnezeu: pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată, vă voi pedepsi și eu pe voi. Și apoi spune în versetul 9 din capitolul 22, mai concret ce au făcut ei, de au risipit oile, spune în 22:9, pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit. Împărații, ca reprezentanții ai poporului lui Dumnezeu, în loc să adune poporul, să spună: haideți fraților la Domnul, haideți să ne pocăim, haideți să ne închinăm Lui, haideți să îl lăudăm pe Domnul, să nu avem alți dumnezei, ei au părăsit legământul Domnului, l-au călcat în picioare și s-au închinat zeităților păgâne
ale neamurilor din jurul lor. Și din cauza aceasta au venit tot felul de nenorociri peste poporul lui Dumnezeu și a ajuns să fie prins în tot felul de robii, cele mai mari fiind, evident, robia asiriană din 722 și robia babiloniană din 586 înainte de Hristos. Aceste două robii în care poporul lui Dumnezeu s-a împrăștiat. Păstorii sau împărații lui Israel au falimentat execrabil. Au nenorocit poporul pentru că au fost mai preocupați de câștig, au fost corupți, au intrat în tot felul de alianțe cu popoare străine, au adoptat zeități și idol de la neamurile din jur. De aceea Dumnezeu spune, gata, ne oprim aici. Și în versetul 3, Dumnezeu spune, vreau să schimbăm lucrurile. Și dacă voi, în calitate de împărați, ați clacat, ați eșuat, versetul 3 spune, mă voi implica eu însumi. Și spune versetul 3, și eu însumi îmi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit. Domnul vrea să intervină și să își asume el rolul acesta de împărat pe care împărații omenești l-au încălcat și nu l-au îndeplinit cum trebuie. Dar cum anume, cum va proceda Dumnezeu ca să intervină el însuși și să rezolve ceea ce împărații au greșit? Și citim mai departe în versetul 5 asta unde spune, iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihănită. Cu alte cuvinte, soluția pe care Dumnezeu a găsit-o ca să rezolve această abrambureală a împăraților omenești și faptul că ei s-au purtat ca niște corupți și au dus pe poporul lui Dumnezeu pe căi greșite, soluția lui Dumnezeu spune, dacă voi nu sunteți împărați cum trebuie, uite ce o să fac, o să ridic din David o odraslă care va fi el împărat. Și aici imaginea este foarte interesantă, mai ales se vede în original, este imaginea unei buturugi, a unui butuc din acesta care se usucă. Și te uiți la el și vezi o buturugă uscată și treci pe lângă buturuga aia și spui, o, ce pom era odată. Ai, mi-amintesc ce brad înalt, ce pom falnic și verde și frumos. Dar acum a ajuns o buturugă, vai și amar de capul ei. Ei, cam așa ceva era poporul lui Israel. Pe vremea monarhiei de aur a lui David, era ca un pom verde și frumos. Era pace, era binecuvântare. David compunea psalmi, se închina lui Dumnezeu, ei, cum era odată. Dar după ce David și Solomon și Roboam și Roboam și apoi cu ruperea împărăției în două și toți împărații care au urmat până acum în perioada lui Zedechia, unde ne aflăm în cartea Ieremia, din ce în ce mai mult pomul acesta s-a micșorat, s-a uscat până a devenit o buturugă. Și acum lumea se uita și vedea că era ca o buturugă, dar Domnul zice, și ce? Din buturuga asta, la fel cum te uiți și nu mai dai nicio șansă și vezi că la un moment dat iese așa. Iese un vlăstar mic pe care lumea nu-l bagă în seamă și îl disprețuiește. Dar iese din buturuga aia un vlăstar mic și verde. Și din el va deveni un copac mai frumos decât ce a fost înainte. La fel din buturuga asta lui David, pentru că a devenit o buturugă, că și-au bătut joc ceilalți împărați, va ieși un urmaș, va ieși Iisus Hristos, Mesia, acest vlăstar disprețuit și părăsit de oameni, scuipat, pe care nimeni nu-l băga în seamă și nu dădeau doi bani pe el, dar el va deveni regele regilor și împăratul împăraților și Dumnezeu va da în mâna lui toată domnia în cer și pe pământ și toată autoritatea va fi a acestui vlăstar, a acestei odrasle. Și astfel, ideea pe care Domnul o lansează apoi în partea a doua a versetului 5 este și el va împărăți. Dacă ceilalți n-au împărățit, el va împărăți. Știți care a fost una dintre problemele cu păstorii sau împărații lui Israel? Știți care? Că au fost niște marionete. Foarte mulți dintre ei, din dorința de câștig material, din cauza unor conjuncturi politice, au fost niște marionete. Ei doar s-au prefăcut că împărățesc și că au grijă de poporul lui Dumnezeu și că duc poporul lui Dumnezeu pe căile bune și păstrează închinarea curată și păstrează dreptatea și administrează și are grijă și de orfan și de văduvă și nu-i lasă pe șmecherii care au bani să-i asuprească pe aia slabi și amărâți și că țin lucrurile într-un echilibru și toate sunt ok. Ei s-au prefăcut. Pentru că de multe ori erau tributari altora. Ca să vă dau doar un exemplu pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Împărați, capitolul 24, versetul 17, când Nebucadnețar vine și cucerește Ierusalimul,
Ce face? Face totul praf acolo și apoi Eliaș îl pune împărat pe Zedechia. Dar îl pune pe Zedechia ca un împărat păpușă, ca pe o marionetă, și Zedechia doar mima că împărățește, dar de fapt cel care împărățea peste poporul lui Dumnezeu era un împărat păgân, era acest Nebucadnețar, și Zedechia juca rolul de împărat, nu chiar era împărat. Și atunci vine Domnul și prin Eremia, prin profeția asta, spune: ok, stop, stop. Dacă până acum au fost împărați care s-au prefăcut că împărățesc, și-au dus poporul meu în robie și-au mimat că sunt împărați, dar erau păpușa altuia și erau marioneta altuia, ei bine, ascultați-mă cu atenție. Odrasla care se ridică din David, Domnul neprihănirea noastră, El chiar va împărăți. El nu se va preface că împărățește. El nu va mima că împărățește. El chiar va împărăți. De aceea, vreau să vă spun, frați și surori, o primă aplicație. Așteaptă-te ca Iisus să nu se prefacă că împărățește. Amin? Unii se prefac că sunt creștini și au impresia că Iisus se preface că împărățește. Dar dacă prima variantă funcționează și poți să te prefaci că ești creștin, asta e posibil, ei bine, vreau să vă spun că Iisus nu se poate preface că împărățește. Domnul nostru nu este marioneta nimănui. Nimeni nu-L ține pe Domnul de hățuri și nu-L trage. Nimeni nu este la butoanele Domnului Iisus Hristos. El însuși zice și se face. El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Vă amintiți de controversa pe care Mântuitorul a avut-o cu Pilat? La un moment dat a fost dat în mâna lui Pilat și oamenii l-au acuzat că vrea el să răstoarne ordinea lumii de atunci. Și Pilat, un pic temător, așa că ăsta era foarte fricos după funcții, de asta l-a și dat pe Domnul să fie răstignit, când au văzut că au început răscoala, a mai avut el niște antecedente legat de treaba asta și era cât pe ce să-l zboare din poziția lui de guvernator. Și acum, uite așa tremura de frică, să nu ia cineva poziția, că ăștia care când prind câteodată o funcție nu mai lasă nici să-i omori. Și așa era și el, nu mai putea de frică. Și acum când au auzit el că Iisus este împărat, aoleu, zice, cumva e adevărat? Ar trebui să-mi fac griji? Și Domnul spune: stai liniștit, stai calm, că împărăția mea nu este din lumea asta. Și apoi vine el și spune în Ioan 18:37, aha, deci nu e din lumea asta, atunci un împărat tot ești. Și uite ce spune Domnul. I-a zis lui Pilat Iisus, da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. De aceea vă rog, frați și surori, să reținem acest aspect. Domnul împărățește. Nimeni nu poate să scape de sub împărăția Domnului. Chiar dacă pentru o vreme Domnul îi lasă pe unii și pe alții să facă ce doresc, vine ziua când orice genunchi se va pleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. De aceea, așteaptă-te ca Iisus Domnul să vrea să împărățească în viața ta. Te întrebi uneori de ce nu îți merge bine? De ce nu ai liniște? Și de ce nu merge, cum se spune în engleză, sau cum cânta bietul Frank Sinatra atât de mult, my way? I did it my way. Vă întrebați de ce de multe ori nu ne merge our way, după calea noastră? Pentru că nu suntem noi împărați. Pentru că Iisus Hristos este împărat și El vrea să meargă His way, după calea Lui, după cum dorește El. Și dacă ești copilul Lui și Dumnezeu te iubește, nu o să te lase de capul tău să mergi cum vrei, în păcat și pe căi greșite. Va face El ce face să te aducă înapoi. Și are Dumnezeu soluții și știe cum să facă să revenim, să devii din nou un tată bun. Și să ai timp de copiii tăi, dacă ai uitat să mai stai cu copiii tăi. Să devii din nou un soț care își iubește soția și vorbește frumos cu ea. Să redevii din nou o soție amabilă și atentă față de copiii tăi și de soțul tău. Să redevii din nou un pocăit serios care vine la biserică și tratează pe Domnul și pe frați cu dragoste. Dumnezeu are soluție să lucreze, pentru că El împărățește. El împărățește și vrea să facă asta în viața noastră. Dar ce aș vrea să mai subliniez, tot legat de ideea asta împărăției și apoi merge mai departe, e faptul că Mesia împărățește în cadrul unei relații afective, a legământului. Știți, noi de obicei când auzim de cineva că împărățește, începem să ne gândim de la președinte, la prim-ministru și ne punem mâna în cap și zicem, aoleu, dacă așa împărățește și Domnul, că ăștia am încurcat-o. Știi? Că avem impresia că Domnul împărățește abuziv.
Sau că împărățește stând așa undeva deoparte, pe un scaun înalt și ne ține așa pe noi sub talpa lui și numai ne mai calcă câteodată pe ureche ca să-și bată joc de noi. Și că acționează în viața noastră conform unor capricii împărătești, că împăratul așa era. Așa sunt împărații lumii. Ăștia dispun de alții și după capricii. Dacă se trezesc ei la două noaptea, că nu știu ce au chef, au făcut așa din mână și toată lumea trebuie să vină și să se conformeze. Și noi avem impresia uneori că așa lucrează Dumnezeu cu noi. Și ne întrebăm, Doamne, dar ce ai cu mine? Dar de ce vrei să-mi iei fericirea? Dar de ce nu mă lași și pe mine să respir? De ce nu mă lași și pe mine? Mi-am dorit mult mașina asta, Doamne. De ce a trebuit să nu pot să mă cumpăr, Doamne? Am vrut să mă însor neapărat cu fata asta și nu m-ai lăsat. Dar de ce se întâmplă asta? Dar știi cât am vrut jobul ăsta? Dar știi ce am vrut eu? Și după aia începem să plângem și să spunem că Dumnezeu nu ne ascultă și împărăția Lui este asupritoare și e rea și mai departe. Nu. Aș vrea să reținem un lucru. Împărăția lui Dumnezeu se realizează în cadrul unei relații a legământului și în cadrul unei relații afective. Vedeți ce e interesant cum spune aici Domnul prin profetul Domnului spune despre pășunea lui, versetul 1. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunei mele, zice Domnul. Și aici ne putem aminti când spune pășunea mea, Domnul vorbește de ceva afectiv, de o relație afectivă. Ne amintim de Psalmul 103, care spune: să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Adică El ne-a făcut, ai Lui suntem, îi aparținem Lui. De aceea când Mesia împărățește, El împărățește față de niște oameni care sunt ai Lui și pe care îi iubește și cu care a intrat într-o relație de legământ. Deci nu este o împărățire din aceea, o domnie de la distanță, rece, ci pentru ai Lui, pentru aceea pe care îi iubește. De aceea Domnul Iisus Hristos, care este păstorul cel bun și împăratul nostru, spune în Ioan 10:11, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Observați? Deci atât de mult vrea El să domnească în viața noastră și ca să ne cucerească, ne-a arătat dragostea cea mai mare și a fost gata să-și dea viața pentru noi. Vreau să vă întreb, care împărat sau președinte din lumea asta, față de supușii lui, își dă El viața pentru ei? Dimpotrivă, împărații din lumea asta așteaptă ca supușii să-și dea viața pentru El. Dar la noi împăratul nostru e cel care își dă El viața pentru noi. Și nu ar trebui să ne supărăm pe Dumnezeu niciodată când El nu ne lasă să facem după poftele noastre și după căile noastre, pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă atunci este că Dumnezeu întotdeauna acționează față de niște oameni pe care îi iubește. Primul lucru, așadar, despre Domnul neprihănirea noastră este că El împărățește. Dacă alții abdică de la rolul acesta, dacă împărații lumii i-au dus pe oameni pe căi greșite, dacă au eșuat, dacă au risipit, Domnul chiar împărățește. Și dacă ești copilul Domnului, te rog să mă asculți cu atenție. Dacă ai intrat pe calea asta a pocăinței, da, El este prietenul nostru, este aproape de noi, cum vreți, găsiți ce metaforă vreți, ne iubește, dar nu uitați un lucru. Este promisiunea din profeția aceasta că Iisus Hristos, Mesia, împărățește, domnește. Și nu putem avea o relație cu El în care să-L avem doar ca Salvator, dar să excludem domnia Lui. Să spunem, Doamne, pentru mine e suficient să mă salvez. Eu nu vreau să merg în ea, Doamne. Dar te rog să mă lași să fac ce vreau eu. Nu. El vrea să fie și Salvatorul nostru și slăvit să fie El că ne mântuiește, dar vrea să fie și Domnul nostru. Peste gândire, peste ochi, peste mâini, peste picioare, peste vorbire, peste fapte, peste planuri, peste pasiuni, peste vise, peste tot ce suntem noi. El vrea să domnească, dar rețineți, nu face cu răutate și în mod abuziv, ci o face pentru ai Lui, o face pentru cei dragi ai Lui, o face într-o relație a legământului, într-o relație afectivă, într-o relație de iubire și slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin. Apoi, al doilea lucru pe care îl vedem în profeția aceasta din Ieremia despre Domnul neprihănirea noastră, nu este doar că Domnul împărățește, ci Domnul neprihănirea noastră lucrează cu înțelepciune. Vă rog încă o dată să vă uitați la versetul 5, care e versetul cheie al pasajului, și spune, iată vin, zice Domnul, când voi ridica o draslă, El va împărăți, și am vorbit despre asta, și apoi spune, va lucra cu înțelepciune. Păi cred și eu că dacă ai rolul acesta de împărat, da?
Trebuie să ai înțelepciune. Să știți că a fi împărat nu este deloc ușor. Nu știu dacă a stat vreodată să visați cu ochii deschiși, se numește reverie asta. Unii visează cam ce-ar face ei cu banii pe care ar câștiga la loto. Și stau așa câteodată și fură gândul și zic, băi, dacă aș câștiga la loto câteva milioane de euro și pe aia, fac tot planul și imaginează cum cumpără pe aia, pe aia, cum merge cu mașina pe autostradă și o decapotabilă și îi flutură părul în vânt și așa mai departe. Și își face tot planul, știi? Și pe aia se trezește la realitate și își dă seama că este în trabantul lui în Dacia aia veche, da? Dar, în fine, ideea este că avem această tendință să ne visăm inclusiv împărați. Și uneori zicem, măi, cum ar fi fost să fiu eu președintele României sau prim-ministru sau primar sau împărat, dacă, da? Cum ar fi? Și avem impresia că e foarte frumos și este frumos, dar să știți că e și greu. Să fii împărat presupune să acționezi cu multă înțelepciune, atât în politica externă, cât și în politica internă. Și este suficient să ne întoarcem în Vechiul Testament, să vedem ce delicat a fost când Israel era prins între Siria și Asiria, între Asiria și Egipt, pe cine alegi, cu cine faci alianță, cu cine te lupți, în ce alianțe monetare intri, cum procedezi cu armatele, cum... Deci, politica externă a fost și este foarte complicată. Apoi, pe plan intern, ce faci cu facțiunile din plan intern, cum administrezi dreptatea, cum dezvolți armata, sistemul de judecătoria și așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea sunt foarte, foarte, foarte dificil de administrat și presupune o înțelepciune extraordinară din partea lui Dumnezeu. Astfel că împărații sau pastorii din Vechiul Testament au greșit de multe ori pentru că au lucrat ca niște nebuni după înțelepciunea lor. Știți că de obicei împărații aveau, și apare o expresie foarte des întâlnită în Vechiul Testament, când înainte să meargă la o luptă sau înainte să facă ceva, spune Biblia că îi chemau pe profeți ca să întrebe pe Domnul. Și întrebau, Doamne, să mă duc sau să nu mă duc? Dar de ce îl întreb pe Domnul? De ce nu te duci la război și îl întreb pe Domnul? Prin acel act, ei recunoșteau că nu sunt suficient de înțelepți. Ei recunoșteau că au nevoie de sfatul Domnului, de înțelepciunea Domnului înainte de a proceda într-un anumit fel. De aceea, unul care s-a hotărât să nu mai întrebe pe Domnul a fost Saul, vă amintiți? Și în loc să-l întrebe pe Domnul, a întrebat pe vrăjitoare și pe morți. A crezut că e mai bine să-i întrebe pe morți decât să-l întrebe pe Domnul. De aceea citim în 1 Cronici 10, 13 și 14 despre acest Saul și spune Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat lui David, fiul lui Isai. Observați? Împăratul avea nevoie neapărat de înțelepciune ca nu cumva să se ducă și pe sine și poporul în necaz. Să știe cum să procedeze, ce decizii să ia, cum să administreze viața socială și așa mai departe. Și atunci întrebau pe Domnul, dar unii împărați n-au mai întrebat pe Domnul. Și au devenit împărați naivi, prostuți, chiar nebuni. Până și David odată s-a purtat și a lucrat ca un nebun. Și vine profetul lui Dumnezeu la el, la marele David, și spune, ai lucrat ca un nebun. Și când lucrezi ca un nebun, nu te poți aștepta să meargă ceva bine. Totdeauna e suferință. Și atunci promisiunea pe care Domnul o face prin profetul Ieremia despre această odraslă care vine din seminția lui David este că din buturuga aia uscată va ieși o mlădiță care nu numai că va împărăți pe bune, serios, dar va lucra cu înțelepciune. Va fi o mlădiță înțeleaptă și Mesia în care tu ți-ai pus încrederea, acel Iisus în care tu crezi și în care eu cred, unul împărățește, serios, în al doilea rând, este înțelept. Promisiunea este că Iisus lucrează întotdeauna cu înțelepciune. Și avem foarte clar aspectul acesta și Noul Testament în 1 Corinteni 1 cu 30, unde spune și voi prin El sunteți în Hristos Iisus și iată ce spune, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El a fost făcut pentru noi înțelepciune. Și atunci, aplicațiile care sunt pentru noi? Înțelepciunea lui Iisus, a Domnului cel neprihănit versus nebunia lumii. Ce alegi? Știți, nu știu dacă a fost vreo perioadă în istorie
în care să fie așa o competiție pentru ce avem în cap ca acum. Pentru opiniile tale, pentru concepția despre lume și viață. Că înainte eram mai izolați. Dacă era unul undeva într-un sat de munte, stătea acolo și poate din generație în generație, de la bunic, la tată, la nepot, transmiteau aceleași păreri și spunea: băi, băiatule, băi, flăcău, vină încoace, băi, bine să-ți iubești nevasta, băi, vorbește frumos cu ea, nu țipa la ea, îi spunea tata la copil. Și ăsta când censura, își amintea ce i-a spus tata și se purta așa. Și după el când devenea și avea copii, lua și el, băi, ia vină încoace, băi, poartă-te frumos cu copiii tăi, educă-i. Pune genunchiul jos și rugați-vă înainte să vă culcați. Și așa mai departe. Și educați. Deci, dar acum nu mai ai astfel de locuri izolate. Pentru că acum non-stop, inclusiv în timp ce eu predic, sper că nu se întâmplă, dar teoretic ar putea, să scoateți telefoanele și să stați să vă conectați la lumea asta întreagă. Și vă puteți conecta cu ce se întâmplă în China, în Iran, în Japonia, în America, în timp ce eu predic. Dar aici nu se întâmplă, slavă Domnului. Dar teoretic s-ar putea întâmpla așa ceva. Și atunci nu mai poți să ai pretenția că ceea ce spunem noi sau sfaturile noastre sau părerile noastre sunt protejate, ci mereu este un atac, un atac. Și te întrebi, dar ce, care e problema? Dar de ce nu este bine să fiu dur? Dar de ce nu e bine să mint? Care e problema dacă minți la serviciu? De ce e problema asta? Dar care e problema dacă divorțăm? De ce să nu divorțăm dacă așa se întâmplă în lume? Dar de ce n-ar fi bună dezvoltarea personală mai mult decât ceea ce spune Biblia că este dezvoltare? Ascultați-mă ce vă spun. Nu există dezvoltare personală decât prin credința în Iisus Hristos. Și de ce s-a întrupat Iisus pe lumea asta? Ca să ne dezvolte personal. Da, pentru că putem deveni persoane și oameni cu adevărat doar prin Cel ce s-a înnomenit. Prin Iisus Hristos. El a venit ca să ne învețe ce înseamnă să fii om. Și dacă Iisus n-a fost dezvoltat ca om, apoi nu știu cine a fost dezvoltat. Și El a venit să ne învețe ce înseamnă să fii om. Și să fii om, Iisus spune că înseamnă să fii în stare să întorci și celălalt obraz. Ăștia de la dezvoltarea personală satanească spune că nu. Dacă unul îți dă o palmă, tu să-i dai un pumn, să nu te lași călcat în picioare. Iisus, care e cu adevărat om, spune că e mai bine să dai decât să primești. Ăștia cu dezvoltarea personală din lume spune că mai bine să primești decât să dai. Și tot ce spune Iisus este invers decât ce spun cărțile care umplu bibliotecile și librăriile în ziua de astăzi. Ascultă-mă cu atenție ce spun. Lumea în care trăiești va striga din toți plămânii ei împotriva la tot ceea ce spune Biblia și Hristos. Lumea în care trăim nu susține ce spune Iisus. Și se crede mai deșteaptă și mai înțeleaptă decât Iisus. Și lumea în care trăim îți spune că e sofisticată și au doctorate și masterate și că au studiat ei și că știu ei și au făcut analize psihologice și l-au luat pe om și l-au despicat în 4 și în 10 și la nivelul psihicului și a trupului și știu totul despre om și vin specialiști și antropologii și sociologii și toți vin să ne explice nouă cum stă treaba cu omul. Și de multe ori sunt și frații ai noștri care cad victime. Îl vezi pe câte unul că nu mai vine la biserică. Îl vezi că începe să devină tot mai rece și îl întrebi, ce ai mă? Ce se întâmplă cu tine? Mă dezvolt personal. Se vede. Se vede ce bine te dezvolți personal. Mă întrebam dacă să vă spun sau nu, dar nu vă mai spun. Las că vă spun în particular. Despre un caz foarte dureros, despre cineva care și-a nenorocit și viața și familia, în ultimul hal. Pentru că a vrut să se dezvolte personal, pe căile lumii. De aceea, ascultă-mă, promisiunea lui Dumnezeu este că Iisus Hristos va lucra cu înțelepciune. Și ce spune El este înțelept. Nu asculta de părerile lumii, nu de părerile lumii, nu asculta nici de părerile mele. Dacă eu vin să spun ceva în numele meu, nu mă asculta pe mine. Ascultă-L pe Iisus Hristos. Ascultă părerile Domnului Iisus Hristos. El este înțelepciunea, în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Este cineva mai înțelept decât Cel care a dat nume la toate stelele?
Este cineva mai înțelept decât Creatorul nostru. De aceea, crede-L pe Iisus, nu ce spune lumea. Și încă o aplicație. Când Iisus împărățește și lucrează în viața ta, ține minte că o face mereu cu înțelepciune. Iisus nu lucrează prostește niciodată. Noi mai facem asta. Dar El nu. Pentru că uneori te uiți la viața ta și la modul în care Iisus lucrează în viața ta și ai impresia că nu face bine. Că ar fi trebuit să procedeze altfel cu tine. Că nu-s bune încercările prin care treci. Că nu-s bune împrejurările astea. Că dacă ar fi fost altfel, ce creștin erai? Ce pasiune aveai? Domne, ca pe covorul roșu umblai cu Domnul. Ce frumos ar fi fost. Dar fiindcă Dumnezeu a adus aceste circumstanțe în viața ta, de asta nu prea merge bine. Ascultă, Iisus Hristos întotdeauna lucrează cu înțelepciune maximală. Ce face El este bine. Și El ne dă la fiecare, după măsura credinței noastre, El știe prin ce ne trece, ne dă și binecuvântări, ne dă și încercări, ne dă și sănătate, ne dă și boală, ne dă și prieteni, îngăduie și dușmani și lasă toate lucrurile care se întâmplă. Pentru că în înțelepciunea Lui, El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin! Așadar, nici nu te supăra pe Domnul Iisus. Nici nu pune la îndoială înțelepciunea Lui. Știi ce? Vreau să spun ceva. Dacă Dumnezeu ar schimba ceva din viața ta și n-ar mai lucra după înțelepciunea Lui maximală, am fi nenorociți. Întotdeauna El reglează totul în doza necesară, la timpul necesar și atât cât este necesar. Și împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. Nimic nu se întâmplă decât atât cât îngăduie Dumnezeu în înțelepciunea Lui desăvârșită. Slăvit să fie numele Lui. Și ultimul lucru cu care mă apropii de încheiere. Domnul, neprihănirea noastră, am văzut că împărățește, am văzut că o face cu înțelepciune, lucrează cu înțelepciune. Și dacă vă întoarceți la versetul 5, ne mai spune ceva, și anume că Domnul, neprihănirea noastră, face dreptate și judecată. Da? Și este foarte interesant că neprihănire și dreptate e tot aia, sunt sinonime. Și dacă unii fac dreptate, sau ar trebui să facă dreptate ca împărați, Domnul nu numai că face dreptate, dar natura Lui este așa. El este numit Domnul dreptatea noastră sau Domnul neprihănirea noastră. Știți ce mi se pare interesant? Că o problemă de care erau acuzați păstorii sau împărații lui Israel era aceea că nu fac dreptate. Ca întotdeauna, ca oamenii politici, se aliau cei puternici și îi storceau pe cei slabi. Și erau oameni care mureau de foame și văduve, nici nu vreau să intru să explic condiția unei văduve în Israelul antic. Și câte și câte, copii amărâți și femei și Domnul aude. Biblia spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și spune Biblia că Domnul este tatăl orfanilor și a văduvelor. Și Domnul ține cont de ceea ce se întâmplă. Și fiindcă acești împărați omenești n-au făcut dreptate, Mesia va face dreptate. Și mi se pare foarte interesant cum această realitate este proiectată în ceea ce spune Simeon când îl ia în brațe pe Domnul Iisus Hristos după ce se naște. Dacă vă uitați în Luca la capitolul 2, versetul 34, spune Simeon l-a binecuvântat și a zis Mariei, mamei lui, spune despre Iisus, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Ce înseamnă asta? Că Domnul Iisus Hristos face dreptate și ca să faci dreptate, pe unii trebuie să-i prăbușești și pe alții trebuie să-i ridici. Și sunt alții acum ridicați care trebuie prăbușiți. Și cine? Satana s-a ridicat. Și Satana s-a cățărat pe lumea asta. De asta spune Scriptura că zace în cel rău lumea asta. Și fiindcă s-a cățărat pe lumea asta, el trebuie dărâmat de sub lumea asta, de pe acoperișul acestei lumi. Și știți până unde va fi dărâmat Satana? Până într-acolo încât scrie Pavel în Roman capitolul 16, încă puțină vreme și în curând Domnul va zdrobi pe Satana sub picioarele noastre. Până acolo îl aduce. Moartea s-a cățărat și ea peste lumea asta. Ați văzut dumneavoastră pe cineva care nu moare? Nu contează că ești rege sau regină sau om, pe toți. Și Domnul spune în curând, moartea va fi aruncată pentru totdeauna
în locuința morților. Și termină și cu ea. Și toți vrăjmașii ăștia trebuie doborâți. Inclusiv persecutorii, dictatorii, moartea, satana, duhurile demonice, toate trebuie dărâmate, nivelate. Pentru că s-au cățărat și Mesia este rânduit pentru prăbușirea multora. Și apoi este și pentru ridicarea altora. Pentru că sunt și mulți în lumea asta, martirii Domnului care suferă pe nedrept. Oameni care sunt asupriți. Poate ești nedreptățit la locul de muncă. Poate te batjocoresc colegii la școală. Poate ți se întâmplă atâtea și atâtea. Și Domnul spune, nu, stai un pic, ai răbdare, încă puțin. Cine se smerește va fi înălțat. Și cine se înalță va fi smerit. Și observați cum pruncul este rânduit spre ridicare și coborâre. Ce se întâmplă aici, de fapt, este că Mesia Iisus Hristos reface topografia spirituală a Universului. Pentru că în acest univers perfect și armonios pe care Dumnezeu l-a creat, în care totul era așezat într-un mod perfect, s-a produs un cataclism, a avut loc căderea și ca la un cutremur, ca la plăcile tectonice care s-au cutremurat și au generat aceste formațiuni de relief, această nouă topografie în care au apărut munți și văi și armonia care era a fost guduită de aceste plăci tectonice, la fel s-a întâmplat din punct de vedere spiritual în univers. Căderea satanei a lui Lucifer și căderea lui Adam și Eva a produs un cutremur în universul acesta și au ajuns acum unii să fie ca niște munți. Păcatul, satana, moartea sunt ca niște munți și oamenii au ajuns în văi, sunt prinși în lanțuri, în robie, au nevoie să fie eliberați, mântuiți, salvați, ridicați, cei deznădăjduiți. Și Mesia spune, voi face dreptate și judecată. Pruncul e rânduit spre ridicare și coborâre. Reface topografia spirituală. Reașează relieful acesta astfel încât totul să fie într-o armonie perfectă. Astfel încât cel mai mare exod urmează abia. Nu se va mai spune Domnul a scos din Egipt, ci se va spune Domnul a scos din robia păcatului. Și marele exod urmează. Domnul ridică pe cei care au fost prinși în văile robiei și readuce, îi mântuiește, îi readuce în armonie cu Dumnezeu. De aceea, chiar ar fi interesant să te uiți în viața ta și analizează-ți un pic relieful vieții. Întreabă-te, care sunt lucrurile din viața mea care ar trebui să fie ridicate și de fapt sunt în niște văi? Poate este rugăciunea într-o vale, într-o groapă, poate citirea Scripturii, poate este atitudinea față de familie, de prieteni, de rude, nu știu ce. Dar vezi ce se află în vale și ia uite-te în viața ta și vezi ce arată ca un munte. Poate sunt niște munți din aceștia care n-ar trebui să fie acolo. Un munte al mândriei, un munte de invidie, un munte de nepăsare, un munte de egoism, un munte al plăcerilor. Ce munți sunt? Pentru că Mesia vine să facă judecată și dreptate. Vrea să radă ce trebuie ras, să doboare și să ridice ce trebuie ridicat. Pentru că pentru asta este rânduit Mesia. Așadar, vreau să închei amintindu-vă de faptul că am intrat în perioada de Advent și astăzi ne-am uitat la o profeție care ne-l prezintă pe Mesia Domnul Iisus Hristos, Domnul neprihănirea noastră. Și El ne spune că va împărăți. Du-te acasă astăzi, amintindu-ți că El vrea să împărățească. Și nu numai că vrea, și reușește, apropo. Chiar dacă acum ne lasă un respiro, El va împărăți. Vine vremea când tot pământul îi se va supune, tot universul. El va împărăți pe deplin, dar nu uita că o face iubitor. O face într-o relație afectivă a legământului. Noi suntem turma pășunii Lui. Suntem ai Lui. Nu împărățește peste niște dușmani, peste niște străini, ci împărățește peste ai Lui. Apoi, amintește-ți că El lucrează cu înțelepciune. Și când te îndoiești și ai impresia că lumea are părere mai bună, colegii de școală sau de lucru au o părere mai bună, respinge această minciună satanică și această ispită satanică și spune în numele Domnului Iisus Hristos, voi crede că Iisus este cel mai înțelept. Și dau de pământ cu orice altă părere, dacă acea părere este împotriva părerii lui Iisus Hristos. Vreau să ascult de ce spune El. Pentru că El este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și El lucrează mereu cu înțelepciune. Și chiar dacă treci prin anumite încercări,
Roagă-L pe Domnul să te scoată de acolo, nu-i păcat să te rogi, ba e foarte bine să te rogi pentru asta. Dar ține minte că ce face Domnul nu greșește. El lucrează cu înțelepciune, dacă ești copilul Lui. Și de asemenea, amintește-ți că Domnul face dreptate. Va restaura ordinea în univers și în viața ta. Dacă simți că trăiești într-o lume nedreaptă, dacă vezi că încă satana își face de cap, păcatul își face de cap, dacă nu vezi încă răspunsuri la rugăciuni, dacă vezi că ceva nu e în regulă, amintește-ți promisiunea aceasta, a început deja și Domnul va restaura lucrurile. Face dreptate. Vrea să dărâme tot ce e rău și să ridice ce e bun. Dar până să facă în univers, vrea să înceapă cu universul inimii noastre. Uită-te în viața ta și vezi ce trebuie adus în armonie cu Dumnezeu. Pentru că cine nu este în armonie cu Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Cine nu este armonizat cu voia lui Dumnezeu, va fi strivit de mânia lui Dumnezeu. Însă cine este armonizat cu El, va trăi pentru totdeauna în dragostea lui Dumnezeu. Caută, urmărește ca voia ta să fie voia Lui, voia mea să fie voia Lui. Să nu stau într-un decalaj, într-un asincron, să fiu armonizat ca rotițele acelea dintr-un ceas. Viața mea să se supună Lui, să ascult de El. Pentru că Mesia, Domnul nostru, a venit și va reveni. Amin.